Salutare pariori! Pentru ziua de miercuri, colegii mei de pe site-ul biletul-zilei.com au pregătit 4 pronosticuri. Haideți să le vedem! Salzburg-Lille. Cele două formații au înregistrat remize în runda inaugurală a fazei grupelor Ligii Campionilor. Din acest motiv, Radu Oprea crede că ambele echipe vor fi foarte motivate pentru a obține victoria și astfel acest meci ar putea fi un adevărat spectacol. Atât Salzburg cât și Lille practică un joc ofensiv, în timp ce pe faza defensivă niciuna nu a reușit să se ridice la nivelul așteptărilor. Având în vedere aceste detalii, pronosticul tipsterului nostru este că ambele echipe vor marca. Atalanta Young Boys. La această confruntare, David Chirilă mizează pe un adevărat spectacol. În prima etapă a grupelor Champions League, Atalanta a remizat cu scorul de 2-2 în deplasarea de la Villarreal, așa că acum va forța victoria în fața propriilor suporteri. De cealaltă parte, Young Boys a produs surpriza, impunându-se în fața celor de la Manchester United cu scorul de 2-1, grație unei prestații senzaționale. Prin urmare, tipsterul nostru crede că vom avea parte de un meci foarte deschis și recomandă pariul pe cel puțin 3 goluri marcate. Zenit Malmö. Red consideră că între cele două formații este o diferență destul de mare în favoarea grupării din Saint Petersburg. Zenit are un lot mai valoros, traversează o formă mai bună și evoluează pe teren propriu. Așadar, are toate avantajele pentru a obține toate cele 3 puncte puse în joc. Așa că pronosticul tipsterului nostru merge pe victoria lui Zenit. HV71 Vasteras. Andrei Cinculescu spune că ambele formații au început bine noul sezon din hockey al Svenskan. Principalul atu al celor de la HV este linia ofensivă, care marchează cu regularitate cel puțin 3 goluri per meci. De cealaltă parte, Vasteras și-a păstrat în mare parte nucleul de jucători din sezonul precedent, cu care a reușit să atingă o medie de peste 2,5 goluri înscrise per meci. Cele două echipe s-au întâlnit de curând într-un joc amical, iar atunci tabela de marcaj s-a modificat de 6 ori. Tipsterul nostru se așteaptă la un scenariu asemănător, așa că recomandă pariul de peste 4,5 goluri. Pentru mai multe ponturi, vă invit să accesați site-ul biletul-zilei.com, iar dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați la canalul nostru.